Anul acesta poate fi numit anul agriculturii și asta pentru că pe lângă recoltele foarte bune de cereale a venit timpul ca și la porumb să apreciem o producție record, astfel că și regiunul se va putea mândri cu hambare pline, cu atât mai mult cu cât recoltarea a început deja, iar la nivelul întregului județ se preconizează cantități mari de porumb de cea mai bună calitate. Totul se datorează condițiilor meteo favorabile, dar bineînțeles și agricultorilor. Tot porumbul va fi însă doar pentru consum intern, căci din păcate în județul Mureș nu există agricultori care să producă și pentru piața externă. Este suprafața cea mai mare, deci cultura cea mai mare din județul Mureș. Producția medie pe care noi estimăm în acest an este de 4500 de kilograme per hectar. Este o producție, spun eu, destul de bună, putea fi și mai bună. Ea a fost influențată în ultima perioadă, având în vedere că de o lună de zile suntem într-o secetă destul de pronunțată la nivelul județului Mureș, ceea ce a dus ca în acest an recoltatul să înceapă mai repede față de obișnuit, cam cu 2-3 săptămâni mai repede. La nivelul județului Mureș, de săptămâna trecută, având în vedere aceste condiții, a început recoltatul la porumb, umiditatea, mă rog, diferă în funcție de expoziție, de ibridul cultivat, dar se poate recolta la umiditate și se recoltează umiditate cuprinsă între 20 și 25% umiditate. Județul Mureș, deci producția totală pe care noi o estimăm la nivelul județului Mureș este în jur de 284.000 de tone. Deci este o producție bună, acum dacă va fi la rezerva națională, n-aș putea să spun acest lucru. Se pare că în toată țara este o producție destul de bună, este un lucru bun, având în vedere din ceea ce urmăresc eu la burse, prețul este un preț favorabil porumbului în întreaga lume la această dată, ceea ce este bine pentru noi. Deși în zona Reghin recoltarea a început puțin mai târziu comparativ cu restul județului și aici producția va fi una semnificativă. Chiar dacă porumbul va fi în cantități mari, nu vor fi probleme nici la depozitare, căci ștuleții nu necesită condiții speciale, iar boabele au nevoie doar de un mediu cu umiditate potrivită. Deci ce se întâmplă? Zona Reghinului puțin este mai întârziată puțin, dar și în zona Reghinului, pe malul Mureșului, a început recoltatul din informațiile pe care le dețin. La nivelul județului, producția, am spus, este bună și în zona Reghiului avem fermieri care au respectat tehnologia și posibil ca în acest an să obțină producții chiar mai mari. Există și în zona Reghiului fermieri care au producții foarte bune, din păcate sunt și fermieri care, nerespectând tehnologia, neînsămânțând în mod corespunzător, nu reușesc să obțină producții la fel de bune ca ceilalți fermieri. Nu sunt probleme legate de depozitare. Se știe că foarte mulți producători agricoli depozitează în tulete, deci nu este nicio problemă. Bineînțeles că cei care vor recolta în boabe trebuie să-l aducă porumbul la umiditate corespunzătoare de 16-17% ca să-l poată să-l păstreze. La nivelul județului Mureș avem depozite autorizate, 57 de depozite. Restul oamenilor îl depozitează în spațiile proprii pe care le dețin. La nivel național, după estimările specialiștilor, recolta de porumb va atinge în acest an peste 10 milioane de tone și se preconizează că suma încasată din exportul de cereale să ajungă la 1 miliard de euro.